Salutare, dragi prieteni, bun venit la un nou episod din cariera noastră de club cu AC Milan. Astăzi avem simplu o simulare cu Monța. Bine, sper să fie simplu. Doamne ajută. Hai, quick sim. Batem 2-uri la 1. E bun, Enzo Fernandez și Ante Rebic. Scăpăm. Scăpăm, da, da. Hai că i-am dat bine. Și după aia avem o simulare cu Bologna, cred. Ben Nasser nu cred că face față la Manchester. Guinea One. Poate cine știe. Îl aducem înapoi dacă... Glumesc. Nu o să-l aduc înapoi. Adică, dacă a plecat, vreau să aduc ceva mai bun. Dar, în primul și în primul rând, în vară, vreau să-l aducem pe... pe... Erling Haaland. Vedem ce-i de capul lui. Ăsta e scopul principal. Keep your feet on the ground. Bă, să jucăm tot cu rezervele, să jucăm cu titularii, să... Hai, bă, că jucăm cu rezervele. Sper să facă treabă. 1-0, Garnaccio, minutul 16. Milimetric am scăpat. Milimetric. Iar acum ne așteaptă mare meci, mare manșatur din Champions League cu Fenerbahce. Bă, dacă ne mișcăm bine, poate simulăm returul. Hai să vedem ce se va întâmpla. Jucăm cu titularii. Hai să-i dăm bătaie, dragilor. Să rupem gura târgului. Să facem, cum suntem noi obișnuiți, treabă de calitate. Jucăm pe San Siro primul meci, jucăm acasă, avem noroc, să înceapă nebunia. Batem simplu acolo, Sabitzer trimite pentru Leo. Leo, un dribling frumos acolo în bandă și o minge trimisă lungă pentru Alexander Isaac. Alexander Isaac intră în centru, Alexander Isaac încearcă să paseze. Bună fază. Mamă, nu joacă ăștia nimic, pe bune. Pe bune, vorbesc că ăștia nu joacă nimic. Rafa Leo, șut la colțul lung, Altai respinge. Cred că îi fărâmăm pe Fenerbahce. Pe bune, dacă nu. Crespo. Crespo greșește pasa. Calabria îl vede bine pe Jadon Sancho. Jadon Sancho pasează acolo pentru Sabitzer, care centrează. O centrare slabă. Acum nu știu dacă a fost slabă centrarea sau a fost slab că nu a fost nimeni în atac. Mă rog, în acea zonă. Iată că atacantul lui Fenerbahce, João Pedro, pasează mingea la Menian. Dar nu știu care e faza. Pe bune că ăștia nu joacă nimic. Sangare. Sangare deposedat acolo. Jadon Sancho cu un șut. Altai se opune. Lasă mingea în aut. Așa, tată. Sabitzer pasează în centru pentru Tonali. Tonali pasează acolo pentru Alexander Isaac. Alexander Isaac în careu, șut al lui Alexander Isaac, dar mingea este răspunsă de fundaș în corner. De ce n-a venit nimeni? Bă, frate, că am cerut să vină cineva în sprijin. Greșesc din nou cei de la Fenerbahce.
Chinionul nostru e că i-am imitat. Valencia. Valencia intră în careu. Valencia, șut încet, destul de încet. Rossi șutează, apără Mike Maignan. Bă, ce e amuzant în momentul de față e că suntem egali la șuturi pe poartă, având în vedere că noi suntem net superiori. Sabitzer sare acolo la cap, nu reușește să câștigă posesia. Rossi pase pentru Valencia. Valencia aproape să scape, întoarce mingea pentru Mike Maignan. A fost o minge riscantă, extraordinar de riscantă, aș putea spune, că aia putea oricând să intre în poartă. Pauză, 0-0 la pauză. Bă, nu cred că e 0-0 cu Fenerbahce, având în vedere că n-au jucat nimic, ești nebun. Hai să vedem mai departe. Sabitzer. Teo Hernandez deposedat acolo de Valencia, însă avem out. Teo Hernandez pentru Sabitzer. Sabitzer deposedat acolo. Bă, ce se întâmplă? Ești cu capul? Lincoln, Valencia șutează. Hai, dă-o în gherla. All out attack, că deja Valencia intră în careu. Valencia. Bă, dar de ce nu joacă nici echipa mea nimic? Mă, parcă nu le legăm, ești nebun. Alexander Isaac, șut Alexander Isaac și reușim să deschidem balul în minutul 56. Alexander Isaac deschide scorul pentru AC Milan. Sperăm să nu fie doar atât. Tomori, Sabitzer, Rafa Leao. Rafa Leao pleacă bine, Leao acolo. Intră în centru, Leao încearcă să găsească pasa pentru Alexander Isaac. Sangare șutează, Rafa Leao acum. Altai respinge încă o dată. Tomori sare bine acolo la cap, dar respinge totuși mingea greșit. Tonali câștigă posesia. Jadon Sancho. Serdar Aziz îl deposedează. Jadon Sancho pentru Sangare. Sangare pentru Sabitzer. Sabitzer șut. Altai respinge. Nu vreau încă să fac schimbări. Cred că o să-l bag în locul lui Alexander Isaac pe Messi. Și cam asta o să fie schimbarea. Tonali șut. Tonali, altai respinge încă o dată. Hai. Hai să facem ce trebuie făcut. Direct Lionel Messi și îl băgăm și pe De Ketelaer și îl băgăm și pe Ribeiro. De ce? Pentru că da. Hai să-i dăm drumul. Messi că vine să primească pas acolo. Vine Messi bine la pasă, șut la colțul lung, prinde mingea Altai. Sabitzer greșește pasa. Crespo pentru João Pedro pentru King. Calabria deposedat și el de Crespo. Nu o să fiu mândru de partida asta, pe bune, dă-o în gura, Măsi. N-au jucat ăștia nimic. Și să avem numai 1-0, dă-o în măsă. Dă-o în măsa. Pe bune, dacă nu. Offside. Hai să-i dăm, că nu merge așa. Sabitzer greșește și el. Bă, dă-o în gura, Măsi. Așa ceva. Messi greșește și el. Măcar Martinez mai face ceva
pe teren acum. De Kettler faultat. Minge la Tonali, Tonali șut slab, de altfel Jadon Sancho șutează și el în blocajul lui Serdar Aziz. Trist rău. N-au jucat nimic, dar ne-au ținut în șah. Ești nebun la cap. Bă, nimic n-au jucat, dar ne-au ținut în șah. 1-0. Reușim să câștigăm totuși dubla. Și o dubla. Primul meci din dubla cu Fenerbahce. Slăbuți. Iată, Chelsea cu Real Madrid fac 2-2. Mi-ar plăcea să joc un meci din ăla blană cu Real. Să le rup ficații ei. Dacă știi ce vreau să zic. Cred că o să jucăm... Bă, da, vă, că ăștia-s cam obosiți. Alu Napoli. Ia hai să jucăm noi cu rezervele. Ăștia-s obosiți. Trebuie să facem servici. Cel puțin Enes Unal și Varțahelia. Jucăm tot acasă pe San Siro. Am avut un pic de ghinion. În meciul cu Fenerbahce, dar trebuie să îndreptăm toate astea acum cu Napoli. O să începem pe atac. Avem nevoie de puncte în campionat pentru a ne asigura că vom câștiga campionatul. A fost un drum destul de greu să ajungem pe primul loc. Acum măcar să ne menținem. Suntem la mâna noastră. Suntem acolo. Și trebuie să ne menținem. Ante Rebic. Rebic pasează bine în centru pentru Colombo. De Kettler. Intră în centru de Kettler. Încearcă să paseze. Mingea la Krunici. Krunici încearcă șutul la Anguissa. Este acolo Varțahelia. Deposedat de Tiau. Bine, mai mult s-a deposedat singur Varțahelia pentru că a făcut o preluare de toată jena. Garnacho driblează acolo jumate de echipă, dar totuși greșește în cele din urmă. Lozano. Uite și pe Lozano am putea să stăm un pic cu ochii pe el, că na. De Kettler, Colombo pentru De Kettler. Stă bine la offside Enzo Fernandez. Acolo, excelent. Garnacho, șut. Meret prinde balonul. N-a fost un șut extraordinar de greu, dar... Na. Tsimikas. Gundogan. Rebic pasează bine pentru Rade Krunic. Garnacho pasează bine acolo pentru Terzic. Terzic centrează și Colombo. Un șut sărit. Dar în cele din urmă Meret reușește să respingă șutul. Rebic pasează bine aici pentru Garnacho. Garnacho încearcă șutul. Anguissa respinge. Rade Krunic intră în careu, Krunic, șut la colțul lung și Rade Krunic reușește să deschidă scorul pentru AC Milan. Minutul 33. Bosniacul nostru reușește să deschidă scorul. Mișcat bine, am avut destul de multe ocazii. Bă, da. Dacă tot îl dau pe Columbu, de ce să nu-l joc eu titular pe Messi? Că Columbu zboară de la echipă, asta e clar. Nu mă încântă absolut deloc Columbu.
Simon. Simon pasează acolo la Enesiu Nal. Incredibil ce spațiu a rămas. Ferească Dumnezeu. Noroc a dat cu băta în baltă ăla, că altfel știi cum mă mușcam? Dar n-ai văzut. De Kettler pasează bine pentru Garnacho. Garnacho îl vede bine pe Terzic. Incredibil, 2-0, minutul 44. 2-0. Terzic, care nu cred că are niciun gol marcat, reușește să înscrie fundașul nostru stânga. Superb. Așa da. Am impresia că e sârb sau croat. Habar n-am. Inter conduce 1-0 pe Sampdoria la pauză. Bă, noi ne-am descurcat bine. Avem 2-0, dar bă, nu știu dacă e în totalitate meritul nostru, pentru că au echipa extraordinar de obosită. Și cred că asta ne face drumul mult mai ușor. Lozano pentru Enesiu Nal. Enesiu Nal urcă, șutează acolo, dar Mike Maignan respinge. S-au bătut ai mei singuri acolo. Noroc cu Maignan. Noroc cu Maignan, că era belea mare. Tiau pasă pentru Bakayoko. Bakayoko pasează bine acolo pentru Rebic. Rebic centrează bine. Rebic, Enzo Fernandez dă cu capul, sare mingea din cap lui Enzo Fernandez, zici că sare din colțul Messi. Ferească Dumnezeu. Dacă era Rafa Leao acolo, era un gol de poveste. Garnacho pasează bine pentru Messi. Messi pentru De Kettler. Garnacho, șut și gol. 3-0, minutul 61. Incredibil. Cred că avem cea mai tare echipă din seria, dacă nu din Europa. Gundogan, Gundogan, urcă Gundogan, șutează bine, îl întinde acolo pe Mike Maignan. Ia vezi mă, Anthony Martial la Napoli. Messi, ce breș acolo în apărare, Messi. Messi scapă bine, Messi, dar nu mai are viteza de altă dată, Messi. Kim In-hae îl deposedează. Enesiu Nal. Enesiu Nal pasează bine acolo pentru Anthony Martial, care înscrie pentru 3-1, minutul 72. Anthony Martial. Messi. Messi scapă bine, Messi acum iar, dar deposedat de Tsimikas. Na, cu Messi trebuie să încercăm șuturile de la distanță, că nu mai e de viteză, nu mai e, nu mai poate. Nu mai poate tătăiță. Bună pasa lui Enesiu Nal acolo pentru Lisandro Martinez. Anguissal deposedează și el pe Garnacho. Anguissa pase pentru Martial.
Marțial urcă, centrează acolo pentru Enesiu Nal, dar Tiau respinge excepțional. Și Messi este în offside acum. Primește acea pasă bună de la de Kettler, dar ghinion. Gundogan scapă acolo, Gundogan, și incredibil. Poate fac ăștia vreo surpriză, 3-2. Așa ceva, minutul 88, Gundogan înscrie pentru 3-2. Garnacho deposedează bine acolo, Garnacho, excelent. Messi intră în centru, Messi, șut de la distanță, Meret respinge în corner. Hai să încercăm o minge lungă în careu. Messi cu capul. Slab. În sfârșit, final de meci. Câștigăm 3-2 după ce am condus 3-0. Cam slăbut 3-2, dar e ok. Mergem mai departe. Suntem buni, dar nu suntem căutați. Asta este. Ce să-i, păi ce să-i fac? Ghinion. Ghinion. Dragilor, ce să zic? Cam asta a fost pentru acest episod. Maroc, vă anunț eu. Cam asta a fost tot pentru acest episod. Până data viitoare, aveți grijă de voi și nu uitați să fiți cu minte, nu cu minți. V-am pupat, pa, pa!